Bun găsit publicului nostru! Venim în întâmpinarea dumneavoastră cu o recomandare pentru petrecerea timpului liber, care poate fi vizitarea expoziției temporare Mirodeniile povești cu gust, vernisată în anul 2019. În prezent, aceasta face parte din oferta culturală a Muzeului de Științele Naturii din Bacău. Vizitând muzeul nostru, veți putea face o incursiune în acest domeniu fascinant, prilej cu care sigur veți descoperi informații noi. Mirodeniile au fost prețuite și folosite de oameni din cele mai vechi timpuri. Acestea au jucat un rol important în toate culturile, exprimând bunăstarea și poziția socială. De-a lungul timpului au fost utilizate în scop culinar, curativ sau în diferite ritualuri magice. Deseori, istoria mirodenilor s-a împletit cu aventura, explorarea, magia sau religia. Vizitând expoziția, veți descoperi că fascinanta poveste a mirodenilor a început în zorii civilizației umane, atunci când sumerienii foloseau șofranul ca ingredient în remedii și poțiuni magice. Și alte detalii interesante despre cele mai vechi mirodenii și utilizările lor de-a lungul istoriei, dar și despre cele mai scumpe mirodenii din lume, veți afla în cuprinsul expoziției. Veți avea prilejul să vedeți 28 de mirodenii, despre care puteți afla dacă sunt fructe, semințe, rădăcini sau părți ale florilor. De asemenea, vizitarea expoziției va fi un prilej să accesați informații cu privire la varietățile pe care le au diferite mirodenii și la proveniența lor. Sigur, vă vor interesa și datele referitoare la utilizările culinare și la proprietățile farmaceutice ale acestora. Pentru ca tabloul informativ să fie complet, puteți să și testați olfactiv câteva uleiuri volatile care dau aromă unor mirodenii. O prezență inedită în spațiul nostru expozițional este aplicația de tip chatbot, prin care vizitatorul poate iniția un dialog cu un ghid virtual. Astfel, prin intermediul unui touchscreen, vizitatorii pot selecta întrebări pe care le vor adresa ghidului. Acesta le va oferi răspunsuri detaliate, personalizate, conform interesului manifestat. Expoziția Mirodeniile povești cu gust se adresează mai multor categorii de vizitatori, de la copii la vârstnici, oferind cele mai noi și diversificate informații în domeniu. Abordarea clasică este completată de partea interactivă, prin care ne dorim ca publicul nostru să descopere lucruri noi într-o manieră diferită. Dacă doriți să vă completați cunoștințele și să aflați mai multe lucruri despre istoricul mirodenilor, utilizarea și proprietățile farmaceutice ale acestora, precum și pentru a învăța să preparați amestecuri de mirodenii, mai mult sau mai puțin cunoscute, puteți achiziționa cartea Mirodeniile povești cu gust, pusă în vânzare la chioșcul muzeului. Așadar, vizitarea expoziției Mirodeniile povești cu gust, deschisă la Muzeul de Științele Naturii, poate fi o lecție despre natură, condimentată cu istorie, gastronomie și farmaceutică. Vă așteptăm!